Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare Python. Astăzi vom descoperi împreună cum putem construi algoritmi elementari care prelucrează valorile unui șir de numere. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n și un șir de n numere întregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Programul afișează pe ecran suma valorilor strict pozitive din șir, precedată de un mesaj informativ, sau mesajul șirul nu conține termeni strict pozitivi, în cazul în care nu există valori strict pozitive în șir. De exemplu, dacă n egal cu 4 și elementele șirului sunt 1, minus 2, 3 și 4, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează suma termenilor strict pozitiv este 8. Dacă numărul de valori din șir este 5 și elementele șirului sunt minus 1, minus 1, minus 3, minus 3 și minus 5, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul șirul nu conține termeni strict pozitivi. Pentru rezolvarea problemei vom utiliza variabila n în care vom citi de la tastatură o valoare de intrare reprezentând numărul de termeni ai șirului. Se utilizează variabila întreagă x în care vor fi citite pe rând de la tastatură valorile șirului. Se folosește instrucțiunea repetitivă cu număr cunoscuți de pași for. La începutul programului se declară variabila s și îi se atribuie valoarea 0. În cadrul structurii for se verifică pentru fiecare valoare citită în variabila x dacă este strict pozitivă. În caz afirmativ, la valoarea variabilei s se adaugă valoarea variabilei x. La finalul algoritmului, se verifică dacă valoarea variabilei s este diferită de 0, caz în care se afișează mesajul suma termenilor strict pozitiv este și valoarea variabilei s, iar în caz contrar se afișează mesajul șirul nu conține termeni strict pozitivi. La execuția programului, dacă pentru n se citește valoarea 4 și termenii șirului sunt 1, minus 2, 3 și 4, mesajul afișat va fi suma termenilor pozitivi este 8. La o nouă execuție, dacă n egal cu 5 și termenii șirului sunt minus 1, minus 1, minus 3, minus 3 și minus 5, mesajul afișat va fi șirul nu conține termeni strict pozitivi. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n și un șir cu n numere întregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Programul afișează pe ecran numărul valorilor impare de pe pozițiile pare din șir, precedat de un mesaj informativ, sau mesajul șirul nu conține valori impare pe poziții pare, în cazul în care nu există valori impare pe poziții pare în șir. De exemplu, dacă numărul valorilor din șir este 4 și elementele șirului sunt 1, 1, 3 și 4, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul numărul valorilor impare de pe pozițiile pare din șir este 1, există numai valoarea 1 aflată pe poziția pară 2 în șir, iar dacă pentru o nouă execuție numărul valorilor din șir este 5 și elementele șirului sunt 5, 6, 7, 8, 9, mesajul afișat pe ecran va fi șirul nu conține valori impare pe poziții pare. Pozițiile pare din șir sunt 2 și 4 și sunt ocupate de valori pare. Pentru rezolvarea problemei vom utiliza o variabilă întreagă n în care vom citi de la tastatură o valoare de intrare reprezentând numărul de termeni ai șirului dat. Se folosește o variabilă întreagă x în care vor fi citite pe rând de la tastatură valorile șirului și variabila nr în care vom contoriza valorile impare ale șirului situate pe poziții pare.
Pentru identificarea poziției în cadrul șirului al unui element citit de la tastatură se utilizează expresia I plus 1, unde I este variabila contor din structura repetitivă for. Dacă I plus 1 are o valoare pară și variabila X are o valoare impară, atunci rezultă că am identificat un termen impar al șirului pe o poziție pară și atunci valoarea variabilei în R crește cu o unitate. La finalul programului, dacă valoarea variabilei în R este diferită de 0 și deci au fost identificate valori impare pe pozițiile pare din șir, se va afișa mesajul: numărul valorilor impare de pe pozițiile pare din șir este și valoarea variabilei în R. În cazul în care valoarea variabilei în R este egală cu 0, se va afișa mesajul: șirul nu conține valori impare pe poziții pare. La execuția programului, dacă pentru variabila N se citește de la tastatură valoarea 4 și elementele șirului sunt 1, 1, 3 și 4, numărul valorilor impare de pe pozițiile pare din șir este 1. La o nouă execuție, dacă n egal cu 5 și elementele șirului sunt 5, 6, 7, 8 și 9, mesajul afișat de program va fi: șirul nu conține valori impare pe poziții pare. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n și un șir de n numere întregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Programul afișează pe ecran suma valorilor negative din șir sau mesajul: șirul nu conține valori negative în cazul în care nu există valori negative în șir. De exemplu, dacă numărul de valori din șir este 4 și elementele șirului sunt 1, minus 2, 3 și minus 4, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează valoarea minus 6, iar dacă n egal cu 5 și elementele șirului sunt 5, 6, 7, 8 și 10, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează mesajul: șirul nu conține valori negative. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritme elementari care identifică și prelucrează valorile unui șir numeric.